Am un invitat, e foarte interesant ce ne-ai spus tu. Vedem cum se mai schimbă lucrurile de vineri, pentru că au mai rămas doar 4 zile până pe 1 mai și încă nu știu unde să merg. Să merg la mare, la Olimp, cel mai probabil, sau poate să dau o fugă până la Roma. Aproape imposibil. Deși mi-ar plăcea și aerul curat de munte, recunosc. După să mă hotărăsc, așa că l-am chemat în ajutor pe Traian Bădulescu, consultat în turism. Bine ați venit! Bine v-am găsit, cu mare drag. Hristos a înviat! Să știți că avem nevoie de lămuriri. Trebuie să ne convingeți și să ne îndrumați către ce direcție să o luăm de 1 mai. Unde mergem de 1 mai? Da, greu de spus să convinge. Bine, aici este rolul consultantului în turism, pentru că sunt foarte multe destinații de 1 mai și în general. Sunt foarte multe destinații și sunt, bănuiesc, potrivite pentru familii, potrivite pentru persoane singure, pentru cupluri și așa mai departe. Și aș vrea să o luăm pe rând. Mai întâi să ne spuneți care sunt cele mai căutate destinații de la noi din țară, de 1 mai, în general. În primul rând, România e principala destinație cantitativ ca număr de turiști de 1 mai, mai ales că vorbim doar de un weekend de câteva zile libere, pentru cine nu și-a permis să își ia mai multe zile libere. Vedeta de 1 mai, clar, de pe acum se știe, este litoralul românesc. Mai ales că după 2 ani, în sfârșit, avem din nou cluburile deschise, terasele, restaurantele fără limită de oră și avem și două festivaluri, cel puțin, importante în Constanța și în Mamaia. Deja e un grad de ocupare destul de mare la multe hoteluri și hotelierii și turoperatorii estimează la ora actuală cel puțin 30.000 de români numai pe litoral. Acum în weekend? Nu, vorbim de 1 mai. Da, acum. De fapt, dacă în față avem 1 mai. Da, da, da. Deja facem autostradă, da, bine spus, ar mai trebui în paralel o autostradă, să nu fie ambuteiaje, într-adevăr. Acum, desigur, când ne gândim la litoral, pare frumos, copiii să se joace cu lopețica pe plajă, dar în același timp când sunt 30.000 de tineri care vor să se distreze, bănuiesc că nu este cea mai bună destinație pentru familiile cu copii. Așa e, de 1 mai, marea parte a litoralului este dedicată mai ales tinerilor care doresc să se distreze sau tinerilor de orice vârstă, oricum, distracției. Și litoralul poate fi bun pentru familiile cu copii dacă ne referim la stațiunile din sud, mai liniștite, precum Venus, Jupiter, și sunt și aici ceva hoteluri deschise. Dar bine, de 1 mai pe litoral predomină distracția, clar. Alte destinații dedicate mai degrabă familiilor cu copii din România ar fi pensiunile rurale. Turismul rural e la mare căutare de foarte mult timp și aici vorbim de multe zone. Bran, Moeciu, Fundata, Mărginimea Sibiului, Oltenia de sub munte, Neamț, chiar și Maramure și Bucovina își revin pas cu pas, pentru că au fost ceva probleme fiind la graniță. Apoi stațiunile montane sunt o alternativă. Nu, ați spus de zonele acestea rurale și de pensiunile din diferite sate care sunt cumva la modă în această perioadă, dar în clipa în care îți rezervi o cameră la astfel de pensiune, trebuie să-ți organizezi cumva timpul. Ce poți să faci? 3 zile la munte sau, nu știu, într-un sat din Oltenia. Bine, în primul rând recomand, în primul rând recomand turiștilor să apeleze la agențiile de turism, pentru că o agenție poate să ofere un program complex. Dar multe pensiuni au programe speciale. Din ce în ce mai multe pensiuni oferă, de exemplu, plimbări cu căruța trasă de cai, oferă diverse, poate biciclete. Cu bicicleta, multe și au deja biciclete de închiriat, oferă foc de tabără, exact, programe speciale, mici excursii opționale. Mergi la pescuit. Exact. Și uite, mai sunt și mici târguri tradiționale. Bine, îi recomand turistului să aleagă cu atenție pensiunea și zona și să se informeze. Dacă turistul vrea doar să stea, să se relaxeze, are o gamă de mii de pensiuni. Dacă vrea și programe în plus, să cerceteze cu atenție și va găsi pentru fiecare zonă, cu siguranță, pensiuni cu... Cât de mult au crescut prețurile pentru acest weekend? În acest weekend prețurile, într-adevăr, sunt ceva mai mari față de un weekend normal. Bine, față de Paște nu, pentru că și de Paște avem cină sau masă festivă. Să spunem că undeva între 20 și 50%. Pe litoral sunt ceva mai scumpe decât de obicei, fiind un grad de ocupare destul de mare. Dar nu e o creștere foarte mare. Sunt în continuare hoteluri și pensiuni și hoteluri pe litoral și pensiuni rurale unde un turist poate plăti, de fapt, o familie pentru o cameră între 200 și 300 de lei pe noapte. Nu este deloc mult. Pentru cei care ne urmăresc abia acum, le răspund la întrebările legate de locul în care ar putea să-și petreacă weekendul acesta de 1 mai, nici măcar nu este prelungit. Vorbim totuși de 2 nopți, dar în același timp vreau să vă mai întreb, este mai bine să ne luăm mesele incluse la cazarea la care stăm sau să ne luăm doar cazare și să încercăm să găsim locuri în apropiere unde să mâncăm? Cum este mai avantajos? Depinde foarte mult de zonă. În România, de exemplu, inclusiv pe litoral, majoritatea turiștilor aleg cu mic dejun acum. Și majoritatea ofertelor sunt cu mic dejun inclus, dar și la hoteluri la munte și în stațiuni balneare, pentru că turiștii de întâi mai preferă să iasă și la un restaurant. Dacă traversăm un pic granița mai la sud, o destinație de all inclusiv este Bulgaria, de exemplu. Aici nu are rost să îți iei doar mic dejun, ca să dau un exemplu. E avantajos să mergem în Bulgaria de 1 mai? Da, dar depinde. Pentru familiile cu copii special este avantajos. Pentru că ai la îndemână hoteluri de 3, 4 și 5 stele cu servicii în marea lor majoritate all inclusiv, servicii și programe speciale și pentru copii, cluburi pentru copii, și tarifele sunt foarte avantajoase. Un cuplu cu copil poate plăti pentru 3 nopți de cazare de la 200 la 500 de euro, cu all inclusiv. Deci putem spune că Bulgaria este mai ieftină ca destinație în acest weekend, ca opțiune. Dacă ne referim la serviciul all-inclusiv, pe litoral, nici da. Nu există, nici nu prea există la noi. E drept, litoralul nostru este, poate fi și mai ieftin, numai că la noi sunt oferte bune de 1 mai cu 400-500 de lei, 3 nopți, camera, dar cu mic dejun. Doar cu mic dejun. Doar cu mic dejun, asta ar fi diferența. La Bulgaria nici nu recomand să mergi neapărat la prețul de 100 de euro, pentru că nu merită serviciile. La bulgari merită. Dar dacă vrem să mergem într-un city break... E, aici e mai complicat, pentru că... Unde ne-ați recomandat să mergem? Avem o paletă mare de city break-uri și vestea bună este că în sfârșit s-a dat la liber și pentru city break-uri, scăpând pas cu pas de pandemie. Dar nu știu, poate cea mai ieftină destinație? Cea mai ieftină destinație, aș zice că e, ca destinație cunoscută și căutată de români, sigur, Istanbulul. Este și foarte aproape și sunt și programe nu numai cu avionul, și cu autocarul. Poți să ajungi în 8-9 ore cu autocarul. Cu autocarul poate să pornească un pachet turistic cu cazare la 4 stele, pentru că au multe hoteluri, au concurență și prețuri bune, undeva de la 150 de euro de turist, 3 nopți. Wow! Și cu avionul, să spunem, undeva de la 200-250 de euro. Adică și avion și cazare incluse toate? Cu 150 de euro, în general, cu autocarul. Iar de la 200-250 de euro în sus de persoană, cu tot cu avion. Sunt multe zboruri București-Istanbul, distanța nu este mare. Și Istanbul... niște minute, o oră, cum ar veni. Da, o oră. Istanbul chiar e un oraș care a prins bine și în timpul pandemiei. Pe de altă parte, sunt mulți turiști care aleg și orașele vestice, bineînțeles, Roma, Paris, Milano, Londra, Barcelona. Și în cazul acestor orașe putem găsi oferte de la 200-300 de euro în sus, dar recomand totuși hoteluri mai centrale și mai de calitate. Hotelurile care costă mai puțin sunt undeva la marginea orașului și îți ia timp până reușești să ajungi în centru. Există locații chiar în București, pentru cei care locuiesc în București, care să ofere pachete speciale pentru weekendul acesta de 1 mai? Da, există. Nu foarte multe, dar sunt. Vestea bună este că românii redescoperă și orașele din România și în afară de bucureșteni, sunt români din alte orașe, din Transilvania, din Moldova, din Banat, care doresc la rândul lor să-și petreacă un weekend în București și chiar dacă la un nivel mai timid, pentru început, există astfel de oferte tip city break. Deci s-au inclus astfel de pachete pentru 1 mai. Da, mai ales că România are multe orașe turistice și Bucureștiul se numără printre ele. Apoi Cluj, Oradea, care s-a dezvoltat enorm în ultimii ani, Brașov, Iași, Timișoara, avem mai multe orașe cu surprize plăcute. Dacă totuși că finalizăm cumva această discuție și să înțeleg ceva. Eu, dacă am 2 copilași cu care vreau să plec într-un weekend de 1 mai, unde îmi recomandați să merg? Dacă ne referim la România, ori o stațiune montană, ori o pensiune rurală. Nu la mare? La mare, da, dar în sudul litoralului. Nu Vama Veche, nu Mamaia, nu Costinești, pentru că acolo e atmosferă de party, normal. Olimp, Adela, Neptun, Olimp, au apărut multe hoteluri de mare calitate, de la ieftine la chiar mai scumpe. Sunt hoteluri unde poți să plătești și 300 de euro pe noapte camera și sunt hoteluri unde poți să plătești și decente, în sudul litoralului, și 200-300 de lei. Deci depinde foarte mult de brandul hotelului și așa mai departe. Și stațiunile balneare le recomand, nu neapărat pentru tratament, pentru spa, wellness, prevenire, și aici avem multe hoteluri de calitate în Băile Felix, în Băile Herculane, Sovata. E o percepție greșită că merg doar pensionarii la tratament. Foarte bine și pentru ei, dar din ce în ce mai multe hoteluri au baze de spa. Dar sincer ar trebui să o luăm din timp. Mulțumim foarte mult că ne-ați ajutat cu sfaturi. Eu sper că sunt mulți cei care deja și-au rezervat un loc frumos unde să meargă într-un city break, poate, sau în acest weekend de 1 mai la mare sau la munte. Da, eu cred că m-am hotărât, o să merg până la urmă la Olimp. Să știi, da, știam, Adela, care-i surpriză.